Meteorologul Mirela Polifroni RM este în legătură telefonică directă cu noi. Mirela, mulțumesc. Ce se anunță? Cu plăcere. Pentru următoarele zile mai avem și perioade cu instabilitate atmosferică. Mâine are ceva mai restrâns, în special în regiunile vestice, sudvestice, nordice, centrale și doar izolat în rest. Duminică ceva mai multe la nivel local, dar în special în regiunile intracarpatice, regiunile sud-estice ceva mai slabe în precipitații sau chiar deloc. Luni și marți, de asemenea, se menține acest tablou cu instabilitate, în special în jumătatea de vest a țării, în restul teritoriului, doar pe arii ceva mai restrânse, în special după amiaza și seara. Așadar, vreme mai bună pentru zona litoralului, unde ne așteptăm ca temperatura maximă să fie până spre 24-25 de grade, temperatura apei mării 18-19 grade, fenomene specifice instabilității poate chiar inexistente, dacă va fi să fie ceva doar la nivel izolat și pentru o perioadă scurtă de timp. Și pentru zona capitalei vreme bună, doar duminică ne așteptăm la ploi de scurtă durată, descărcări electrice, poate chiar intensificări ale vântului, în special după amiază și seară. Din punct de vedere termic, vreme caldă în toată țara. Temperaturi maxime mâine în general între 22 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-est a țării.